5. O Duh din ceruri, vino, pătrunde inima, ne binecuvintează când stăm înaintea Ta. O Duh din ceruri, vino, pătrunde inima, ne binecuvintează cât stăm înaintea Ta. Revarță strop de viață, cât suntem osteniți, adapa noastră inim și-a fie părtășia pe care vrem să o avem în seara aceasta împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Vă binecuvântăm din casa Domnului și ne bucurăm de alegerea pe care ați făcut-o. Credem că cea mai înțeleaptă alegere, unde altundeva, am fi putut să ne petrecem mai bine timpul din seara aceasta decât în prezența Domnului, în părtășie cu El și cu frații. Ce altceva am fi putut să facem mai potrivit pentru sufletele noastre, pentru binecuvântarea noastră veșnică, decât să fim la părtășie în locul acesta. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului și ne bucurăm de ceea ce ați venit și de dimineață ne-am bucurat cu ceea ce ați fost. Așa cum ați observat, a fost o prezență foarte bună pentru o zi de luni, în timp ce alte biserici n-au una, a doua zi de flori, de rusalii. Nici de dimineață, nici de după masă, Dumnezeu ne-a ajutat să ne adunăm de dimineață și o facem și în această după masă și fie ca acest popas să aducă înviorare inimii noastre. E un timp în care stăm, ca de obicei, în părtășie, în cântare, în rugăciune, în cuvânt și vrem să facem toate aceste lucruri sub călăuzirea și oblăduirea Duhului lui Dumnezeu. Fie ca El să aducă viață, fie ca El să aducă mântuire, fie ca El să aducă vindecare, fie ca El să aducă nădejde și să întărească inimile noastre pe calea către cer. Aș vrea să dăm posibilitate celor care s-au înscris să laude pe Domnul pentru seara aceasta și în mod special începem cu cei mici. Ivi și cu Andy îi așteptăm în față și după Ivi și Andy Tănaș ne bucurăm să ascultăm un solo prin sora Diana Chirilă. Când eram rătăcit, Iisus m-a aflat, din păcat El m-a ridicat. Viața El mi-a schimbat, El m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos!
ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Zi de zi, ceas cu ceas, eu mă simt iubit, am sufletul meu pe Iisus. El e mântuitorul meu drag și scump, ce veghează la viața mea. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Nu mai sta pe gânduri tu, suflet pierdut, vin la Iisus să-ți roagă-te lui. Vin la viață creștină, ridică-te sus, fă un nou legământ cu Iisus. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce frumos e să fii creștin. Tu.
Doamne, dă-ne putere să ne umplem felinarele cu uleiul Duhului Sfânt, ca să putem lumina pentru slava Ta. Ascultăm un duet, sora Mariana și sora Simona, și apoi un solo, sora Aurica Lile, a lăudat pe Domnul. Go.
producător de fructe, veselește-m inima. Sora Aurica, mulțumim, sora Mariana, sora Simona, mulțumim tuturor celor care v-ați pus la dispoziția Domnului și în seara aceasta pentru a lăuda pe Domnul și a cerceta inimile noastre. Dacă ați fost atenți, cântările și la sora Diana, tot ce ne-a dat Domnul are de-a face cu efectul lucrării Duhului Sfânt. Prin focul dragostei lui Iisus, noi suntem o mărturie pentru lumea care nu-L cunoaște pe Domnul. Prin lucrarea Duhului Sfânt în noi, noi facem fapte bune ca dor, ca altă dată, prin care împlinim nevoile. Prin lucrarea Duhului Sfânt, noi rodim roada sau fructul, mi-a plăcut expresia, fructul, roada Duhului și suntem echipați și înarmați cu puterea lui Dumnezeu ca să luptăm lupta cea bună a credinței. Domnul să ne ajute la aceasta. Vom avea un moment de rugăciune în care vom veni înaintea Domnului cu mijlocire pentru sora Maria din sat chinez, în vârstă de 57 de ani, diagnosticată cu două tumori pe coloana vertebrală.
sora Ani Câmpianu de dimineață a venit la terminare și mi-a spus într-o nevoie disperată. Sora Maria a rugat-o să spună bisericii, să-ți comunice fraților pe care îi cunoaște să mijlocim cât mai mulți pentru ea. Dacă ați rămas cu imaginea aceea interesantă, zugrăvită de fratele Daniel Cocaru, interesul în lumea îngerilor vis-a-vis de mijlocirea sfinților de pe pământ pentru un copil al Domnului, haideți să facem lucrul acesta, să ne unim împreună cu alții și îngerii să privească uimiți de faptul că copiii Domnului de pe pământ simt unii cu alții și mijlocesc unii pentru alții. Aș vrea să ne ridicăm și aș vrea câțiva dintre dumneavoastră îndemnați de Duhul lui Dumnezeu în rugăciuni cu cuvinte potrivite. Să o ducem înainte Domnului pe sora Maria din sat Chinez. Acestea sunt detaliile pe care le cunoaștem, 57 de ani, diagnosticată cu două tumori, într-o situație critică. Are nevoie de rugăciunea noastră și de atingerea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm! Da. Mulțumim, Doamne! Amin! 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 Te rugăm, Doamne! Amin! Amin! Amin. 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 Așa e, Doamne, slavă ție. Amin. Ai milă, Doamne. Ai milă, Doamne. Amin. Amin. Doamne, mulțumim că ești Dumnezeu care porți de grijă. Ești Dumnezeu plin de dragoste, Doamne, ești Dumnezeu la care putem să venim cu orice problemă, Doamne. Dar ne-ai invitat prin Fiul Tău să aducem toate problemele noastre la Tine, Doamne. De aceea aducem înaintea Ta acum, Doamne, și aceste suflete, în mod special pe sora Maria, Doamne. Doamne, îndură-te de ea. Ai milă, Doamne. Atinge-te-o, Doamne, de ea, Doamne, și știm că Tu poți să-i dai sănătate. De aceea Doamne, te rugăm în numele Domnului Iisus. Aducem apoi înaintea Ta pe toți acei, Doamne, care trec prin suferințe, care au probleme de sănătate, Doamne. Am vrea pe toți să-i cercetez, Doamne. Am vrea să vadă mâna Ta, Doamne, și să se încreadă în Tine, Doamne, pentru că Tu poți să faci minuni și în zilele noastre, Doamne. De aceea te slăbim și îți mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt vei rezolva toate problemele, Doamne, cu care se confruntă cei ce se încred în Tine, Doamne, și îți mulțumim că ne asculti. Amin. Doamne Iisuse, ne unim și noi rugăciunea împreună cu toți cei care strigă pentru acest suflet. Vrem să simțim împreună cu soare. Amin. Nu știm ce o să fie mâine cu noi, dar știm că astăzi avem
Da, Doamne. Tot aceștia care strigă înaintea Ta. Da. Doamne, vrem să spunem, facă-se voia Ta. Amin. Dar privește cu milă și durare spre suferința Te rugăm, ei. Doamne. Îmbărbătează credința ei. Da. Doamne, adună dește în sufletul ei și Amin. În casa ei. Amin. Dacă-i voia Ta să o vindeci, vindecarea aceasta nu doar să fie o încurajare pentru ea, ci să aducă mântuire pentru ea. Așa e, Doamne, Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Minunea Ta să aducă în împărăția Ta alte suflete. Amin. Ai milă de toți acei din casa Ta care suferă. Doamne, mai vorbește-le, mai atinge-te de ei, mai ridică-i odată. Amin. Mulțumim că rugăciunile noastre sunt ascultate. Binecuvântăm numele Domnului, numele Domnului. Amin, amin. Doamne, ascultă rugăciunile poporului Tău. E momentul în care ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie. Cred că nu cer prea mult dacă rog coriștii acolo unde sunt să vină pe platforma corului doar pentru o cântare înainte de mesajul din seara aceasta. Aș vrea să vă invit să veniți pe platforma corului și nădăjduim să ascultăm cântarea corului, dar acum ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie în timpul unei cântări. Mulțumesc! Cântarea de la numărul 533, Preasfinte Duh de viață darnic, Preasfinte Împărțitor de Har, în fața Ta ființa noastră se pleacă în rugăciune iar. Preasfinte Duh de viață darnic, Preasfinte Împărțitor de Har, în fața Ta ființa noastră se pleacă în rugăciune iar. Noi Te rugăm și azi revarsă din Duhul Tău cel minunat și plin de bucurie, Doamne, Te vom slăvi neîncetat. Ai răsărit în fața lumina altei noi vieți, ca să ne arăți atâtea și negrăite frumuseți. Noi Te rugăm și azi revarsă din Duhul Tău cel minunat și plin de bucurie, Doamne, Te vom slăvi neîncetat. În inima i-a prins scânteia și focul altei noi iubiri, ca să-ți aduce ție jertfă de plinei noastre dăruiri. Noi Te rugăm și revarsă din Duhul Tău cel minunat și plin de bucurie, ne Te vom slăvi neîncetat. Cuvântul lui, dați-mi voie să fac câteva anunțuri. De dimineață, fratele Daniel Cocaru i-a adus o Biblie pe care v-am prezentat-o, o Biblie intitulată Biblia Planului Profetic al lui Dumnezeu. Este o Biblie cu explicații legate, așa cum sugerează chiar titlul, de Planul Profetic al lui Dumnezeu desfășurat în Scriptură, cu notițe de studiu biblic foarte, foarte bune și de mare ajutor pentru cei care doriți să vă adânciți în cunoașterea Cuvântului. Aceste notițe de studiu biblic sunt formulate și redactate de fratele pastor Daniel Brânzei, pastor român în Statele Unite. V-am recomandat, v-am arătat Biblia, v-am spus la ușă și vă spun acum, nu este niciun secret, prețul ei 200 de roni, dar este și merită din plin banii aceștia din cauza că este o ediție de lux. Are coperți de piele și notițele care sunt acolo, hărțile și tabelele și schițele care sunt, merită această investiție. La prânz v-ați înscris
aproximativ 10 persoane, inclusiv eu, am comandat o cutie care are 12 Biblii, așa că mai sunt doar două Biblii care încă nu sunt legate de cineva. Eu am pus 12 pentru că știu că vor fi și alții care se vor înscrie pentru cele două. Harul este limitat, mai două, așa că vă rog să dați năvală și după aceea să nu vă pară rău. Da. Atât am avut de spus, vreau să vă spun că strângem banii pentru că banii trebuie dați la începutul săptămânii viitoare, așa că dacă în seara aceasta cei care v-ați înscris aveți posibilitatea să-mi dați fie mie, fie fratelui Florian Cionca, rugăm pe dânsul să-și asume noi aici casierul bisericii și sarcina asta extra. Și apoi la începutul săptămânii viitoare dăm fratelui Dan Cocaru și joi și duminică puteți să faceți lucrul acesta. Pentru coriști, în mod special, un anunț foarte important. Mâine seara la ore 19, repetiție. E importantă prezența voastră la repetiție, spuneți și altora, pentru că duminică vom avea nuntă și sunt coriști care vor fi aici în față. La nuntă este Adriana, fostă talpoș, actualmente măduța. Va fi în bucurie mare nunta Adrianei cu Mihai Măduța. Îi așteptăm pe fratele Vasile Talpoș, pe fratele Onisim Mladin să fie vorbitor la nunta lor. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze slujirea de duminică și de dimineață și după masă. Ne dăjduim să-l avem iarăși pe fratele Vasile Talpoș. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dăruiască o duminică binecuvântată, cu mult har în prezența Lui. Amin. După cum ne rugăm și joi, la fel, la timpul de studiu biblic, fratele pastor Florin Iosub, pastor la Viena și la Cărpiniș, va vesti cuvântul Domnului. Și ne rugăm ca Domnul să-i dea har. Cu voia Domnului și îngăduința dumneavoastră în săptămâna aceasta e ocazia de întâlnire după 20 de ani de la terminarea seminarului cu colegii cu care am terminat la București acum 20 de ani. Așa că vom merge la Surduc și vom avea câteva zile de părtășie. Așa că joi seara vă rog să mă îngăduiți să lipsesc, dar amvonul va fi ocupat în sensul că fratele Florin Iosub va continua studiul din cuvântul Domnului. Miercuri la ore 19 este întâlnirea fraților din comitet, joi este întâlnirea de părtășie din cursul săptămânii, urmând ca sâmbătă frații care se adună la rugăciune să vină la orele 10, duminică, începând cu ora 9, cei care veniți la timpul de atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Anunțăm și catecheză, chiar dacă este nuntă, cineva se va ocupa de prietenii care vor veni la catecheză duminică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați, dragi părinți și dragi copii și tineri, taberele care vor fi organizate, 7, 14 și apoi 14 până la 20 și săptămâna imediat următoare, la Dezna, în județul Arad. Prima săptămână va fi tabăra copiilor, următoarea săptămână este tabăra tinerilor. Vă rog să vă înscrieți copiii la învățătoarele de copii, iar tinerii se vor înscrie fie la mine, fie la fratele Dani Filip. Ascultăm cântarea corului și apoi citirea și vestirea cuvântului.
Dumnezeu. În seara aceasta ascultăm citirea Scripturii de la 2 Corinteni, capitolul 13. 2 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 11 până la versetul 14, pagina 1138. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin. Doamne, mulțumim că prin împărtășirea Duhului Sfânt am împărtășit în aceste zile de sărbătoare clipe fericite, clipe minunate în prezența Ta. Mulțumim că am împărtășit atâtea adevăruri scumpe și prețioase despre persoană și lucrarea Lui slăvită. Mulțumim și pentru seara aceasta în care ne-am bucurat împreună în părtășie, unii cu alții și cu Tine. Dăruiește-ne momentele acestea cuvânt și fac ca pe lângă tot ceea ce ne-ai spus până acum să putem să primim cu blândețe și cuvântul din seara aceasta, pentru ca prin el să fim întăriți, încurajați, echipați, motivați, transformați și pentru ca Tu să-ți găsești plăcerea în noi. Toate aceste lucruri Ți le cerem în numele Fiului Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De dimineață făceam o remarcă la început, atunci când v-am spus că am trecut pe lângă două biserici de o altă confesiune evanghelică, de fapt care își derivă identitatea din ziua de Rusalii și care erau închise. Am trecut și după masa aceasta și la fel închise. Și spuneam, dacă baptiștii se adună în a doua zi de Rusalii ca să învețe despre Duhul Sfânt, este încă nădejde. Dacă baptiștii se adună în a doua zi de Rusalii și de dimineață și de după masă să învețe despre Duhul Sfânt, e nădejde. Așa că eu în seara asta laud pe Domnul pentru că ați venit aici și mă rog ca venirea voastră să nu fie în zadar, ci popasul acesta să fie o binecuvântare pentru noi. Va fi mai scurt acest popas, cred că nu vă supărați, da? După atâtea zile de sărbătoare și după atâtea slujbe, cred că nu vă supărați dacă gătăm mai repede în seara asta. La o școală duminicală, o învățătoare i-a pus pe copii să învețe credeul. Fiecare din copii trebuia să învețe câte o frază, câte o expresie din credeu și în duminica următoare să îl recite. Așa că a început cu băiatul care a recitat și a spus: cred într-unul singur Dumnezeu, făcătorul celor văzute și a celor nevăzute și așa mai departe. A urmat al doilea care a spus: și eu cred în Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Și când a ajuns la al treilea, s-a făcut tăcere. Tăcere. Toți se uitau în jur și la un moment dat un băiețel mai îndrăzneț ridică mâna și spune: băiatul care crede în Duhul Sfânt lipsește astăzi. Dragii mei, eu mă bucur că voi cei care sunteți aici credeți în Duhul Sfânt. Amin? Și sunteți aici în prezența Domnului într-un loc potrivit în care învățăm despre persoana Lui. Cineva a făcut o remarcă zilele acestea, nu mai rețin dacă la timpul de rugăciune sau în alt context, vis-a-vis de faptul că noi avem tendința să neglijăm persoana Duhului Sfânt, a treia persoană din Dumnezeire. Și într-adevăr, așa este. De multe ori, credincioșii, și mă refer acum la baptiști, au neglijat într-un mod nejustificat persoana și lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, orice ocazie pe care o avem să ne adunăm împreună, să învățăm, să cântăm despre Duhul Sfânt, este o ocazie nimerită și potrivită. Dar știți ce am eu impresia? Știți care este o altă temere pe care o am? Este faptul că învățând multe lucruri despre Fiul și învățând multe lucruri bune și corecte despre Duhul, uităm persoana Tatălui, de la care primim atât darul Fiului,
cât și darul Duhului. Așa că în seara aceasta vom finaliza părtășia noastră în aceste două zile de sărbătoare cu accentul pus pe Tatăl care ne dă Duhul sau pe Duhul care vine de la Tatăl. Am văzut mai de mult o carte în limba engleză cu un titlu foarte interesant, The Forgotten Father, Tatăl cel uitat. Și este o pledoarie din partea unui autor evanghelic pentru ca credincioșii din bisericile noastre să cunoască mai mult învățătura și doctrina despre Tatăl. Pentru că nu e așa? Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit vine de unde? De la Tatăl, Tatăl luminilor, în care se, nu este schimbare și nici umbră de mutare. Datorită Tatălui, noi am primit darul Fiului. Datorită Tatălui, am primit darul Duhului Sfânt. Fără această afirmație a mea simplă, dar fundamentală, este următoarea. Duhul Sfânt este darul dragostei Tatălui, este Duhul dragostei Tatălui și tot ce face Tatăl în noi și prin noi este prin Duhul Sfânt pe care Tatăl ni l-a dat. Amin. Tot ceea ce Tatăl este interesat să vadă dezvoltându-se în viața noastră, tot ceea ce Tatăl este interesat să vadă împlinindu-se prin viața noastră, în exterior, fie în biserică, fie în lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este prin darul dragostei sale, prin Duhul Sfânt pe care ni l-a dat. Și că în seara aceasta ne vom mărgini, am citit aici textul acesta din 2 Corinteni, capitolul 13, pentru că în mod special am fost interesat de ultimul verset, îl rostim de multe ori la benedicție, dar vom face o incursiune în tot Noul Testament. Nu va fi doar un text, ci vor fi mai multe texte, multe dintre ele sunt absolut cunoscute, dar aș vrea în această seară să fie așa un fir roșu, să fie ceva care să le lege, și să creeze așa un tot unitar, să înțelegem că Duhul Sfânt este Duhul dragostei Tatălui. Tatăl ne-a iubit. Tatăl ne-a iubit și în această seară noi stăm înaintea Lui ca niște copii prea iubiți ai Tatălui. Și pentru că Tatăl ne-a iubit, ne-a dat în dar ceva care reflectă caracterul Lui. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus? Care dintre voi, dacă îi cere copilul Lui o pâine, să-i dea o piatră sau să-i dea un șarpe? Cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri. Dacă voi care sunteți răi, aș vrea să rog pe tații din adunare să repete cu mine expresia aceasta. Dacă voi care sunteți răi, nu v-am auzit, dacă voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor. Uneori îl iau pe maică atunci când îmi cere ceva justificat, ceva ceea ce cred eu că el are nevoie. Și spun, știi ce spune în Biblie? Că eu care sunt rău, ca tatăl tău te iubesc așa de mult încât îți dau un dar bun. Dar mai presus de mine este un tată mult mai mare și mult mai bun, care vrea să-ți dea ceea ce eu nu pot să-ți dau. La nivelul lui de înțelegere încerc să mă cobor și cu cuvintele acestea să-i arăt faptul că există un alt tată pe care poate să conteze întotdeauna, Tatăl Ceresc. E bine, Tatăl ne dă întotdeauna daruri vrenice. De cine este El? Și Duhul Sfânt este un asemenea dar, darul dragostei Tatălui. E bine, promisiunea Duhului, făgăduința Duhului pe care ne-a făcut-o Tatăl este darul dragostei Tatălui pentru noi. Și aș vrea să ne uităm la câteva versete care arată cum această promisiune a evoluat, de când ea a fost făcută. De mult, din Vechiul Testament, Dumnezeu a promis că va trimite Duhul Său unui popor care de atâtea ori a falimentat și a călcat legământul. Dumnezeu spune, voi face un legământ nou cu voi. Și în cadrul acestui nou legământ, Dumnezeu face o făgăduință extraordinară. O găsim în Ieremia,
capitolul 32 și o găsim în Ezechiel, capitolul 36. Dar ascultați, vă rog, din Ezechiel: voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Cu sute de ani înainte de Rusalii, Dumnezeu Tatăl anunță prin sfinții săi prorocii că va veni o zi în care va pune Duhul lui cel bun în ei, ca ei să asculte de el și să împlinească poruncile lui. Ei bine, când Domnul Iisus vine pe pământ, el aduce aminte de această făgăduință a Tatălui. Și de dimineață, fratele Daniel a făcut referire la Ioan, capitolul 7. Ziua cea mare a praznicului cortului, Domnul Iisus a stat în picioare și a zis, Ioan, capitolul 7, versetul 37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, cum a spus Tatăl, e făgăduința Tatălui. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Deci promisiunea aceasta a Tatălui a fost mult timp o promisiune la timpul viitor. Voi trimite, voi pune, voi da Duhul Sfânt. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, dar totul la timpul viitor. Dar iată, dragii mei, cum făgăduința aceasta a Tatălui intră, dacă vreți, pe ultima sută de metri și este pe calea să se împlinească. Fiul a murit. Fiul a înviat. Fiul e pe cale să se înalțe la Tatăl. Dar înainte de înălțare, în prezența ucenicilor, el le aduce aminte de făgăduința Tatălui. Și ascultați, vă rog, Fapte 1 cu 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci se aștepte acolo. Ce anume? Făgăduința cui? A Tatălui. Am rămas uimit să văd mereu făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Promisiunea aceasta a Tatălui, făcută cu mult timp, anticipată de sute de ani, e acum pe cale să se împlinească, pentru că Fiul urma să se înalțe. Acum, urmați firul acesta cronologic și logic în același timp. Fiul acum s-a înălțat. În supridirea ucenicilor, da, norul acela l-a ascuns de ochii lor și Fiul s-a înălțat. Și peste 10 zile a trimis Duhul. În predica de la Rusalii, Petru spune celor adunați acolo, Dumnezeu a înviat pe Iisus, pe acest Iisus, și noi suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat, ascultați, prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit de unde? De la cine? De la Tatăl. Făgăduința Duhului Sfânt a turnat ce vedeți și auziți. Promisiunea aceea făcută în urmă, care era acum pe cale să se adeverească, a intrat pe ultima sută de metri, acum s-a împlinit, slăvit să fie Dumnezeu. Promisiunea Tatălui, pentru că Fiul s-a înălțat. Și apoi zice Petru în predica lui, făgăduința aceasta a Tatălui este pentru voi, pentru toți copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema cine? Domnul Dumnezeul nostru, cu alte cuvinte, Tatăl. Tatăl, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. E bine, această făgăduință este o făgăduință actuală, o făgăduință contemporană, care n-a fost valabilă doar la Rusalii, ci este valabilă până la venirea Domnului pentru toți cei chemați, pentru toți cei aleși, pentru toți cei care cred, slăvit să fie Dumnezeu. Făgăduința Tatălui, promisiunea Tatălui, este darul dragostei Lui pentru copiii Lui, pentru noi. Dar există un alt lucru legat de Duhul dragostei Tatălui, care aș vrea să ne atingă în seara aceasta și să ne motiveze la mulțumire. Faptul că Duhul Sfânt locuiește în noi și prin locuirea, prin venirea Duhului Sfânt în noi, Tatăl vine să locuiască în noi. De dimineață, fratele Mihai a citit Ioan capitolul 14. Și cuvintele acestea sunt atât de frumoase și profunde. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi.
Și Iuda spune, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Așa că punctul 2 al mesajului este faptul că Duhul care locuiește în noi e domiciliul Tatălui, dragostei Tatălui în noi. Prin Duhul Său, Tatăl vine să-și facă domiciliul în noi, să locuiască cu noi. Atât de mare este dragostea Tatălui pentru noi, manifestată prin locuirea Duhului Său în noi. Moartea lui Hristos pe cruce este Tatăl pentru noi. Locuirea Duhului în noi e Tatăl în noi, care atât de mult vrea părtășia cu noi, încât a venit să-și facă locuința. Întotdeauna dorința inimii lui Dumnezeu a fost părtășie cu omul pe care l-a creat. Acea părtășie care a fost în grădina Edenului, atât de frumoasă, nealterată, de păcat, perfectă, în starea aceea de inocență originară, dar pe care păcatul a reușit să o împiedice. Și datorită păcatului, omul a fost exclus din părtășie cu Dumnezeu. Această părtășie devine acum posibilă în modul cel mai intim, atunci când Tatăl și Fiul vin să locuiască în noi prin Duhul. Slăvit să fie Domnul! Spune Domnul Iisus, dacă mă iubiți, îți păzi poruncele mele. Și cine îl iubește pe el, păzește poruncele lui. Păzirea poruncilor lui și iubirea față de Fiul creează o reacție în lanț. Cine iubește pe Fiul e iubit de Tatăl. Cine cinstește pe Fiul e cinstit de Tatăl. Și cine iubește pe Fiul primește, atrage dragostea Tatălui ca un magnet. Tatăl privește cu bucurie și drag la cei copii ai Lui care cred și iubesc pe Fiul și îl ascultă pe Fiul, încât de dragul lor, spune Domnul Iisus, vine Tatăl să locuiască în ei. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și trupul credinciosului devine, în felul acesta, un templu al Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Dar mai este un aspect. Și aș vrea să facem un pas mai departe și să vorbim și despre pecetluirea Duhului. Pentru că o altă imagine care ne comunică dragostea Tatălui față de noi prin Duhul Sfânt este faptul că Tatăl ne-a pecetluit cu Duhul sau prin Duhul. Citiți, vă rog, deschideți cu mine la Efeseni și aș vrea să puneți, vă rog, Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. Pagina 1145 pentru cei ce vreți să mă urmăriți, dar dacă nu, vă rog să puneți versetul acesta. Efeseni 1, 13 și 14. Haideți să spunem împreună, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Două expresii extraordinare, pecetluirea și arvuna. E o pecete. Ce este o pecete? O pecete este, poftim, un sigiliu, da? Ai sigilat, prin Duhul Sfânt ai sigilat, e cântarea aceea veche, o pecete este un sigiliu exact, care indică ce anume? O relație de proprietate, ceva care aparține cuiva, da? Un document oficial ștampilat de către o instituție e emis și e proprietatea acelei instituții. Ei bine, când Tatăl a pus ștampila lui pe noi, și aceasta este Duhul Sfânt, prin asta Tatăl spune, ei sunt ai mei. Ei sunt ai mei. În vremea finală, spune Scriptura că cei nelegiuiți vor primi un semn pe frunte și pe mână. Și cei ce vor primi semnul acesta vor fi a cui? A celui rău în vecii vecilor, da? Vor fi proprietatea diavolului. Dar și noi, cei credincioși, am primit un semn, o pecete, și aceasta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar mai este o expresie aici, este o arvună. O arvună. Ce este o arvună?
zicem în Banat, o ceva dat înainte, zicem în Banat căpară, da? Este ceva dat înainte, este o garanție a faptului că plata întreagă va urma. Ce spune Pavel aici? Duhul Sfânt este o pecete a proprietății Tatălui, că noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. E garanția că cel ce a început această bună lucrare în noi o va duce până la bun sfârșit în ziua lui Hristos. De aceea Pavel spune în Romani, capitolul 8, versetul 16, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, nu un duh de frică, nici de viață, nici de moarte, nici de falimente, nici de nimica, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm, Ava, adică Tată, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Care este consecința logică a faptului că eu și tu am fost pecetluiți, suntem proprietatea lui Dumnezeu pentru ziua răscumpărării, am primit prin Duhul arvuna și garanția aceasta că suntem al lui Dumnezeu și că ce a început El în noi va duce la bun sfârșit. Consecința practică este o viață de siguranță, siguranța mântuirii, siguranța mântuirii, siguranța și bucuria mântuirii, bucuria care rezultă de aici. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsă de îmbrăcăminte, primejdea, sabia. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și vă rog să notați, dragii mei, iarăși referire la Tatăl, la dragostea Tatălui, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creatură sau o altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, dragostea Tatălui care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Glorie Domnului! Datorită acestui lucru, nimic nu ne va putea separa de dragostea lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt ne-a pecetluit. Mai facem un pas mai departe și ne îndreptăm spre finalul acestui mesaj, dar, dragii mei, ceva care a trebuit să ne umple acum de responsabilitate. E bine să ne bucurăm de ce am primit prin Duhul, de siguranță pe care o avem, dar să nu uităm, cui s-a dat mult, îi se cere mult. Pentru că darul Tatălui ne face responsabili. Darul Tatălui ne face responsabili. Fapte 1 cu 8. Ce voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Asta este Duhul Tatălui. Și Duhul Tatălui care acum prin noi câștigă până la marginile pământului oameni pentru Dumnezeu. Duhul Tatălui care ne echipează să împlinim planul misionar al bisericii, începând cu Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Am ascultat de dimineață mesajul și cuvântul mi-a spus că Duhul pe care Dumnezeu ni l-a dat este un Duh de putere. Și dacă am primit un asemenea Duh, nu mai trebuie să trăim lași. Și dacă am primit un asemenea Duh, nu mai trebuie să trăim fricoși, ci trebuie să trăim cu spinarea dreaptă și cu demnitate și responsabilitate. Domnul Iisus spune ucenicilor săi, atunci când veți da socoteală de credința voastră, când veți fi târâți înaintea neamurilor, să nu vă gândiți la ceea ce veți spune, pentru că Duhul Sfânt vă va da exact ce va trebui să spuneți. Duhul Sfânt vă va da. Aduceți-vă aminte de Ștefan, primul martir creștin, în fața dușmanilor săi. Spune cuvântul, au privit la fața lui și fața lui era fața ca fața unui înger. Cuvintele pe care le-a rostit, atât de puternice, au fost inspirate de Duhul Sfânt. Ștefan, plin de Duhul Sfânt. Uitați-vă la Petru în ziua de Rusalii, plin de Duhul Sfânt. Uitați-vă la Petru și Ioan în fața Sinedrului, plin de Duhul Sfânt. Înveți fi martori. Înveți fi martori prin puterea
Duhului Sfânt. Și încă ceva, roada Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt sunt tot darul Tatălui, prin care Tatăl vrea să lucreze prin noi, în biserică, în biserică și în lumea fără Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine la Roman, capitolul 5, și vom citi versetul 8, pentru că este foarte semnificativ. Roman 5 cu 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Este Roman 5 cu 8, dar Roman 5 cu 5. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, fiindcă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea Tatălui turnată în noi. Și acum aceeași dragoste turnată în noi trebuie să se manifeste în afară prin roadă, roada Duhului. Care este roada Duhului? Mai cazul ca să punem o asemenea întrebare, pentru că toți ar trebui să știm. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea. Observați logica. Tatăl își toarnă dragostea lui în noi și apoi noi rodim această roadă, rămânând în Fiul Său. Și în felul acesta, de roada aceasta se bucură cei din jurul nostru. La fel cum ne bucurăm acum când vedem cum cireșii sunt plini cu cireșe, da? Și ne bucurăm peste puțin timp de caise și apoi mai departe de alte fructe. Ne bucurăm să stăm lângă un pom plin de rod și să savurăm rodul. Tot așa, de rodul nostru se bucură alții. Dar nu uitați, e Tatăl care a turnat viața Lui prin Duhul, dragostea Lui în noi, care duce această roadă. Totul este de la Tatăl. Care este responsabilitatea noastră față de darul Duhului care l-am primit de la Tatăl, darul, Duhul dragostei Tatălui? Întâi de toate, Scriptura ne îndeamnă să mulțumim Tatălui pentru darurile Lui. Apostolul Pavel ne spune: mulțumiți pentru toate lucrurile. Și dacă trebuie să mulțumim pentru toate lucrurile, cum am putea să nu mulțumim pentru darul Duhului Sfânt? Mulțumiți prin Domnul Iisus, lui Dumnezeu Tatăl, pentru Duhul Sfânt. Fie că această mulțumire să nu fie legată doar de ziua de Rusalii. Ne-am rugat și ieri de dimineață și azi de dimineață la timpul de rugăciune și am tot mulțumit Domnului pentru darul Duhului Sfânt. Dar nu uitați, de mâine încolo, de mâine încolo, când vă treziți mâine dimineață, nu uitați, pe lângă darul mântuirii, pe lângă Hristos pentru care îi mulțumiți Domnului, mulțumiți și pentru darul Duhului Sfânt. Mulțumiți pentru faptul că Duhul Sfânt a venit să locuiască în voi. Mulțumiți pentru că prin El ați fost pecetluiți. Mulțumiți pentru siguranța mântuirii care o avem prin El. Mulțumiți pentru puterea Lui. Mulțumiți pentru darurile Lui. Mulțumiți pentru roada Lui. Mulțumiți Tatălui în fiecare zi pentru Duhul Sfânt. Pentru că este darul Tatălui, darul dragostei Tatălui. Apoi, dacă mulțumim Tatălui, și aceasta este o obligație pe care trebuie să o avem, trebuie să aducem laudă Tatălui, laudă Tatălui, la fel pentru Duhul Sfânt. În Roman, capitolul 15, cu versetul 5, spune cuvântul aici: Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, și ascultați, vă rog, versetul 6, pentru ca toți împreună cu o inimă și o gură să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Încotro se îndreaptă lauda noastră spre Tatăl, în numele Fiului și prin Duhul Sfânt. Mulțumiți Tatălui pentru Duhul Sfânt. Lăudați-L pe Tatăl pentru Duhul Sfânt. Și apoi, tot pentru Tatăl, avem obligația să aducem roadă prin Duhul Sfânt. E ultimul verset la care fac referire și cu aceasta închei. Ioan 15. În contextul promisiunii venirii Duhului Sfânt, tot acolo Domnul Iisus spune așa: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dar ascultați, vă rog, versetul 8.
dacă aduceți multă roadă, roada Duhului Sfânt. Prin aceasta, cine primește slava? Tatăl meu este proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Roadă, roadă pentru Tatăl. Mulțumire Tatălui, laudă Tatălui, roadă pentru Tatăl, pentru că Tatăl mi-a dat darul Duhului. Slăvit să fie Tatăl, pentru Duhul Său cel Sfânt. Amin. Noastră, viitorul nostru, o sprijinim pe făgăduința Tatălui care a împlinit-o, dăruindu-ne Duhul Sfânt. Ce dar deosebit! Un dar care ne umple de responsabilitate. Cui s-a dat mult, îi se cere mult. Tatăl care ne-a iubit și ne-a dăruit în dragostea Lui acest dar, care
împlinește toate nevoile noastre spirituale, așteaptă acum să vadă în noi cum darul acesta își face lucrarea, ne echipează, ne capacitează, ne transformă, ne face mai plăcuți Tatălui. Oare privind Tatăl la noi și după aceste zile de sărbătoare în care am învățat încă o dată despre acest dar, cât de prețios este El, oare privind Tatăl la noi, se bucură El de noi? Haideți să plecăm în aceste zile de sărbătoare cu această rugăciune. Tată, vrem să fim copii ascultători de care Tu să te bucuri când te uiți la noi, să-ți facă plăcere să privești la noi și să vezi niște copii ascultători care trăiesc viața lor prin puterea Duhului Tău. Doamne, ajută-ne! Amin! Aș vrea să ne rugăm și aș vrea să rog pe fratele Marin Burghelea să ne conducă în rugăciune. Slavă Ție, Doamne! Păzește-ne, Doamne! Amin! 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 Amin, amin, cu binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim din casa Domnului.